Eu nu mi-aduc aminte absolut nimic, nu știu ce s-a întâmplat. Este declarația unei femei ajunse pentru 20 de ani în închisoare. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. Are 48 de ani și se află în închisoare pentru prima dată. A fost condamnată pentru omor. De 7 ani face parte din lumea condamnaților. Este alcoolică și nu-și aduce aminte cum a luat viața unui om. Cine este această femeie și cum a ajuns în închisoare pentru 20 de ani, aflați imediat. Despre femeia din aceste imagini se poate scrie un roman, o carte despre tinerețe, durere și renunțare, despre ceea ce înseamnă a fi mamă, despre iubire și neputință. Am întâlnit-o luna trecută, a vrut să apară la televizor pentru a-și povesti amărăciunea și vinovăția. O vinovăție despre care nu poate da prea multe detalii deoarece nu își amintește. Femeia a avut de când se știe o viață în contratimp. Tot timpul a fost nevoită să lupte cu existența și cu greutățile vieții. Are 3 copii de la 2 bărbați. De 48 de ani își caută drumul, supraviețuirea. Este mamă și din nou soție. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Pentru omor. Ce s-a întâmplat? În urmă cu 4 ani, până nu mi s-a întâmplat fapta, m-am legat de un băiat în batăr. Am avut o viață foarte grea cu primul soț, cu tata copiilor. Mă bătea. Am băgat divorțul de către el. Am divorțat. M-am legat de alt bărbat în comuna Tinca, satul Gurbegi. Am mai făcut un copil cu 2 bărbați, am 3 copii. L-am bătut mai rău. În cauza bătăilor n-am mai rezistat. M-am despărțit de el și m-am internat în spital, eram tăiată de cuțite. A venit poliția de la Tulca și m-a filmat cu poliția de la Salonta și m-a întrebat că vreau să-i fac ceva la bărbatul ăla. Am spus că nu. Știind că am copii și că mă întorc tot acolo la dânsul, l-am iertat. El a început să mă bată tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Și n-am mai rezistat bătăile. M-am legat de a treilea bărbat. Bărbatul ăsta nu m-a bătut, doamna mea. M-a luat cu el, a fost angajat la dispensar, la batăr, acolo lucra la un medic din ăsta care consulta pacienți lui. Lucra la o jumătate de normă pentru 2 milioane și jumătate și mai dădea medicoala de alimentări. Dar el avea procese că el înaintea mea a mai avut o muiere. Și avea proces la Salonta și tot vine de la curtea de apel. Trebuia și plătească pe advocata cea care venea și îl apăre cauza. Eu meream cu el cu ziua. Mă ducea numai la oameni din ăștia bogați. La directorul școlii, mă ducea la doctorul ăsta. Și când a fost într-o lună de decembrie, așa până în noiembrie-decembrie, eram cu el că îmi se bagă lemni de naște pentru asigurarea iernilor, când se bagă lemni la dispensar. Acolo veni cu lemni din alea mai groase, așa cu camioane din alea mari de lemni. M-a dus și am aștept și le crepe și le poate tăia cu drujba sau cu firez din aia cum se tăia lemnile. Și acolo a venit un om și a zis că nu vrea ghiță șculești pe Iuliana, zice, și vie la mine la voi. Și eu am zis că mă duc. Știind că am fata la școală, la liceu, la Salonta, știind că am copii și n-am de unde și mi-ajut pentru că părinții mi-am pierdut de 30 de ani, tata mi-a murit în 85, lovit de un taur, mama mi-a murit în 87, lovită de un cal, pe urmă, după câțiva ani, m-a murit fratele, lovit de o mașină aici, în Jepi, în Salonta, acum mi-e spre linia la Oradea. Și n-am avut sprijin. Și trebuia cumva ca și în... Și îmi găsesc și eu undeva alinare. M-a lipit de omul ăsta, nu m-a bătut, dar m-a învățat și beau. Și din cauza alcoolului am ajuns aici, care m-a lăsat urmări 20 de ani de pușcărie.
Iuliana Apetrei are 48 de ani și este din Salonta. Se află în închisoare pentru prima dată. În urmă cu 7 ani a fost condamnată pentru omor. Povestește cu tristețe că viața i-a dat o palmă grea. Nu și-aduce aminte ce a făcut exact. Tot ceea ce știe este că s-a trezit într-o dimineață, dormind cu capul pe o masă în sediul poliției. Era moartă de beată. Iuliana își descrie cu lux de amănunte viața. Știe ce a făcut cu exactitate în preajma incidentului. Nu și-aduce aminte însă cum de-a ajuns să ucidă. Știe doar că în zilele acelea a umblat mai mult beată decât trează. Este o femeie simplă și în trăiri și în educație. M-a dus, sorme, aia mami, că m-a dus la descolizare, m-a ținut trei săptămâni acolo, pe urmă el a venit și a semnat că, că nu o să mai îndeai băutură și beau. Trei luni s-a ținut de cuvânt, după trei luni de zile, când el a împlinit vârsta de 51 de ani, o zic că hai be, și m-am pus și am băut cu el. Și cu toți vecinii lui acolo, care s-au strâns, moldoveni din aici și după un bătăr. Nici numele până o alege numai, numele până la ABC-ul, că acolo ție știi că îți dă, că tu știi că lucri la doctor, că tu știi că lucri la omul ăla la oi. Și că ție îți dă până când vine cine trebuie. Acum aș fi la nevastă angajată. M-am dus, îmi dă de băutură, în ziua ce am băut cu el un flacon din ala de 3 litri de rom. Am băut și m-am dus acasă la el. Patrona la care am lucrat, o zis, Iuliana, nu te duci, o zis, către mine acasă la el, că ori te abate și mâine nu poți veni la voi, oriceva se întâmplă. Eu zis, nu, că mă duc, eu am zis către Florina aia de acolo, de la canton, de la tău, nu-mi dai și mie un telefon la fata mea, că fata mea lucră în Oradea. Ba da, o zis, către mine, m-a format numărul la telefon, m-am luat afară pe terasă la cantonul ăla de lângă Criș și am vorbit cu fata, o zis, mamă, tu ești bată. Eu am zis, nu-ți bată, mami, spune-i la doamna aceea, zice, și te puie pătrâni, zice, și vii până la noi ca pâine, ocupăm noi de tine. Că nu mă, copiii nu mă suporta și fiu băută. Îmi spune, mamă, dacă vii acasă la noi, nu vine bată. Și am băut. M-am dus seara la el, am ținut acolo ziua lui cu o sărbătoare de 51 de ani, m-am dus cu el pe la birturi, pe acolo am băut 2-3 deți de băutură, am băut. Sara am venit acasă cu el, am mai luat băutură, m-am mai dus pe acolo cu el pe la un abator, am luat dale mâncării, am venit acasă, m-a prins focul, m-am spălat, m-am schimbat, m-am băgat în pat. Dimineața la 7:10 eu m-am trezit lângă el și m-am luat și m-am dus la oi. Acolo la oi, o zis către mine, doamna, ce, îți încălzesc mâncare și mănânci? Eu am zis nu. Atunci m-a pus o cafea pe masă, m-a pus un pahar de pălincă de prună și beau, suică din asta. Am băut și o zic, să nu mai stai, zice, și te încălzește aici, zice, că nu e lângă sobă. Și cole când se face de ziua, zice, și s-o mai duce oile mai așa mai departe, lângă canton, lângă stână, zice, o să mergi și tu, zice. M-a pus de mâncare în plasă și lângă o fântână, acolo pe câmp, am pus bâta așa pe bidona aia de la fântână, că și nu apuce câinii și mănânce mâncarea ce mi-a pus în plasă. Și m-am dus cu oi, după cum erau oile, așa meream și eu după oi și am ajuns lângă balastieră. Când am ajuns lângă balastieră, l-am văzut pe el că vine pe soseau, cum vine cu botelină de lucru la dispensar. Povestea Iulianei de viață este una a multor femei fără prea multă școală din statele românești. O venit și o scos o iagă de pe lincă, o sticlă de rum, mi-o dat și am băut acolo cu el, el o zic că mie, numai mie zice că mie tu în sat. El m-a trimis. Și mă duc cu el mă duc în sat pe acolo după băutură. M-am dus, am venit înapoi pe dolmă la el, m-am întors, iar am băut. Și când a fost pe la 4:30, el o zic că te mine, vezi, zice că te mine, că mă duc și aprind focurile la dispensar. Tu rămâi, zice că te mine, și era și cu oile așa încetul către canton, acolo, era stâna oilor. M-am dus și am cerut 500 de lei, cum sunt banii, 50 de lei. Am zis, și mie, că zic, mă duc la el, zic, nu te duci, eu zic, femeia aceea m-a pus mie două sticle de lapte, m-a pus acolo ouă, m-a pus de ale mâncării și eu ce-am făcut, că m-am luat pe scurtătură, pentru pământul din astea, e așa o cărare din asta, m-am luat și m-am dus acasă. La el, am văzut că el nu e acasă, că o fugi la crâșmă, că spunea fosta
lui nevastă care era înaintea mea că stăteam, două familii într-o casă. El a grijit de un cizmaș. Și omul ăla bătrân a murit și când a dat testamentul pe casă, a dat pe Ladar George și pe Odaia Elena. Femeia aceea nu a putut să-l plătească pe el, el nu a putut să-l plătească pe femeie. Și au rămas amândoi în clădirea aceea. O cameră a fost al lui concubinul meu, o cameră a fost al lui fosta lui nevastă, stătea cu un orșan. Și s-a dus la crâșmă. El. Eu de acolo m-am lăsat și m-am dus. Dacă m-am lăsat și m-am dus cu el, acolo zice, am văzut în declarațiile care mi s-au dat de la vecinii mei, că m-au luat după o bancă din, după stradă de la niște țigani din ăștia din Belgia, de la Teglaș Strugurel, Teglaș Maria acolo, și m-am găsit în arest la Salonta la 3 noapte. M-am trezit la 3 noapte legată cu mâna de un calorifer. Dormeam cu capul pe masă, moartă de bată. Când după dimineața, au venit de la poliția criminalistică de la Oradie și m-a întrebat că ce mă amintesc. Țin minte că a venit sectoristul de la Tinca 1, Mișu, zice că el. Și a zis că mine Iuliana, zice că câți copii ai? Și am zis 3 copii am. Și cum cheamă copiii tăi? Și am spus Bora Adrian Dorin, Bora Ioana Bianca și Bora Nuț Rafael. O zis, nu cred că e implicată în cazul copiilor ei. Copiii mei trăiesc, îs bine, am un copil căsătorit, stă în comuna Homorog, am un nepot de 7 ani, chiar acum pe 11 noiembrie a făcut nepotul meu 7 ani, e bine, vorbesc cu copilul la telefon, am o fată ce stă la nepoată mea în Oradea că lucrează la un magazin de haine, o să aibă nunta anul viitor pe 11 iulie, face fata 25 de ani și tata copiilor, de când am picat în pușcărie, a murit de cancer. Sunt bolnavi. Dar cum ați ajuns? Pe cine ați? Pe nepotul lui concubinul meu. Este o femeie care toată viața a muncit pentru copii și bărbat. Nu a avut niciodată o viață ușoară. În tinerețe a avut 2 bărbați care au snopit-o în bătaie. A ajuns de nenumărate ori la spital și la poliție. Când nu a mai suportat bătăile și greutățile din familie, a plecat mâncând pământul. Primul bărbat a desfigurat-o cu bătăile, al doilea la fel. Cel de-al treilea a aruncat-o în brațele unui viciu perfid, alcoolul. Așa explică Iuliana venirea ei în lumea condamnaților. Dar ce ați avut cu el? V-ați certat? V-ați... Nu. Eu când m-am dus de la stână, am dus bătaia cu care merem după voi. Am luat bătaia și am pus acolo la capătul cășii. Și am pus plasa aia cu mâncare care mi-o dau, am pus așa pe o masă de nasă cum era ruptă colidorul ăla. O am pus acolo pe masă, am văzut că el nu e în casă, eu m-am luat și m-am dus după el în sat, la crâjmă. El zua, a venit la el pruncul lui din tăut. Când în casă cu noi nu n-o sta nimeni, nu n-o sta, doamna mea. Am stat decât numai eu cu el. Eu dimineața când m-am luat și m-am dus în câmp acolo la oi, la cantonul ăla, el nu, numai eu cu el am fost. Nu a fost nepotul său, nu a fost noră sa, nu a fost pruncul lui, nu a fost absolut nimeni acolo la mine în cameră. Când m-am întors înapoi, o zis că pentru aia am băut, că și prin curaj. Și că de ce n-am anunțat poliția și că de ce m-am dus, că înseamnă că m-am dus pe la țiganii aia din Belgia, că și ascund cazul. Când o trebuie să vie în Oradea la proces, nu s-a prezentat. Tătice mi-a dat citații. M-a dus pe arest în Oradea, de la Oradea m-a dus și-mi facă expertiza aia și vadă, m-a pus și număr de la 1 până la 9, de la 9 înapoi, după aceea și spun tabla mulțării până la 81, până la cât e 9, 9, 81, tot, m-a pus acolo, păi zis, are discernământ. Și m-a ținut acolo la Oradea, Inghi, numărul 6, dar nu era pe internată la numărul 6, la Siholoș de naiște. M-a ținut acolo pe niște bănci. Și au zis că și nu mă vadă oamenii care erau bolnavi acolo, știți, erau oameni care, vedeam eu că zicea că îi pune și citească și vadă că ține minte și nu știu ce. Și m-a ținut acolo pe bancă și era încă frizerul, zicea că te omul ăla, că te polițaiul ăla, domnul Lică. Și m-a ținut acolo și încă am văzut un vecin de-al lui Sor Meduțu, Costea, și zicea, am zis, ăsta îl cunosc, că e un vecin de-al lui Sor Mea. Și am zis, dați-mi voi și spun că și știe sora mea de mine că îs arestată. Zice, spune dacă vrei.
Și am zis, duțule, ce faci? Am zis, am venit cu nevasta aici, zice că e cu nervii sclăbiți. Nu, bine, dar tu ce faci? Zic, eu nu știu, zic, mă lua poliție. Eu am crezut că m-ar fi luată, că odată când era băută, mă mai arată și poliția și m-a dus acasă și m-a dat o mină de 1 milion, 100 de lei. Am rămas pe arest după 29 de zile. Poate atât încerca că m-a văzut la știri. O zis, mă duc la ea, o zis, nu poți și vorbești cu ea numai după 29 de zile. O venit fata, m-a lăsat hanie și m-a întrebat omul ăla care m-a dat hanile pe arest, că cunosc familia respectivă, bă, s-am cumulat hainele după buletin de la ea. Și am zis, da, cunosc nepoată mea. M-a lăsat haine, m-a lăsat mâncare și o continuat. Dar nu vă aduceți aminte ce ați făcut? Nu, doamna mea. Nu. Cât adevăr și câtă minciună există în spusele acestei femei, doar sufletul ei știe. Numele ei este unul comun care poate nu vă spune nimic. Este veselă și tristă, iubită și neiubită. De când se știe și a petrecut existența între contradicții discutabile, între nevoi și dorințe, am întâlnit-o într-o comunitate restrânsă de femei. Într-o lume în care domnește răutatea și invidia, în penitenciarul de la Arad. Este încarcerată de mai bine de 7 ani. Acum Iuliana este mult schimbată. Psihologii închisorii povestesc că atunci când a venit la pușcărie, era desfigurată din cauza alcoolului. Era slabă și îți lăsa impresia că este cu mintea dusă. În dosarul meu, rechizitorul meu scrie că am fost intoxicată de alcool. Și că am lovit un câine. Că bătaia pentru aia, eu când am așa moartă de bată cum am fost, și m-a luat declarație poliție când m-au pus cătușile, nici nu au fost hainele alea care, cu care mi-eram eu la oi, pentru că am fost cu cizme de cauciuc de gumă, cum aveam și o bială și nu mai e frigul că m-a luat în martie, pe data de 19, și încă era în iau, băgea vânt, ploi afară. Și nu. De ce să spun că eu, nu, dimineața la ora 6, când au venit acolo în salon de la postul de miliție, a fost o doamnă. Era femeie de servici, purta lemne de naște crepături. Și pui pe sobă de teracotă. Și aprinde focurile acolo la milițieni. Eu am zis, da, de ce sunt eu aici? Zice, nu știu de ce ești aici. Zice, dar e vorba, zice, de crimă. Și când a venit de la poliția criminalistică, m-a întrebat, nu tot asta m-a întrebat, bă, cunoști? Și eu nici atunci nu dădeam seama că e poliția de la Chinca. Pentru că domiciliul meu e pe Gurbeni. Am divorțat de tata pruncilor și m-am căsătorit cu a doilea bărbat cu care am pe Rafaelu. Și buletinul meu era pe Gurbea și a venit poliția de acolo. Și a zis, lasă-o să mai trezească, că încă, zice, nu-i trează bine. Și zice, nu vă amintiți absolut nimic din ce ați făcut? Nu. N-am avut nici coșmare așa, că și zici că, vai, m-am speriat sau că... Nu. Și ce s-a spus la proces? Cum a murit persoana respectivă? M-a spus că băiatul lui cu nora lui și cu copilul ăla a venit la el și-l sărbătorească și că s-a bătut. Eu când m-am dus și la București, când m-am făcut la curtea de apel, nu m-a luat nimic, și atunci am zis că fac și supremul la București. Și când m-am dus la București, m-a dat termin pe 13 martie, m-am prezentat, a venit acolo advocat, s-a uitat pe dosarul meu, zice, îi mai dăm termin, zice, o lună de zile și m-a dat pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe. M-am dus acolo și a zis, doamna aceea, că tămine președintă, de ce ai băut, doamnă, zice, și prins curaj? Am zis, nu, te consider femeie violentă? Nu. Așteaptă, zis, câtă mine rezultatul la cameră. Am așteptat, m-au venit 20 de ani, m-au băgat pe maximă siguranță, am stat 5 ani de zile pe maximă siguranță. Ce și vă spun? Cum a fost când ați venit la închisoare? Vă aduceți aminte ziua aia? În data de 19 martie am stat toată noaptea pe arest la Salonta. Îmi amintesc că m-am cerut apă și beau.